Think about a woman, a girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like a rider. Wish the trip was through. Shaking up the cold, you pretend it doesn't bother you, but you just want to explore. Hear most times you can hear him talk, heard the times you can. Same old cliches. Is a woman, is a man. Ringing in your head, smoke the day's last cigarette. Remember what she said. What she said.
Bună dimineața! Bine ai venit! Da, schimbăm puțin registrul aici la Fresh Matinal. În prima pauză, muzică populară. În a doua pauză, în a doua parte, uite, puțin rock. N-am mai avut fete care să cânte rock la noi în emisiune. Și uite, de contrar aparențelor, că te văd așa drăguț, ai niște ochi superbi. Mulțumesc frumos! Și cânti muzică rock. Da. Da, este stilul care chiar mă reprezintă cel mai tare. Știu că multă lume se miră când mă vede, doar ce nu par. Nu par. Ascultat, dar este stilul care am cele mai multe piese și îmi place foarte mult, chiar mă reprezintă. Teodora, ai multe colaborări cu oameni din străinătate, deci 15-16 ani, cred că ai, nu? Și fac 16 în 2 aprilie. Înainte, studiez la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai. Dăm voie să fiu mândru de acest lucru, pentru că și eu am studiat acolo. Și iată, deja ai colaborări cu oameni din străinătate. Ce am văzut și în acest videoclip, dacă poți să ne dai mai multe detalii. Da, am realizat diverse colaborări cu așa mici artiști, ca să le pot zice, din alte țări, cum ar fi SUA, Anglia, Israel. De ce mici artiști? Deoarece ei însăși sunt destul de apreciați în țara lor. Unii dintre ei chiar au propria lor trupă. Cel din Israel a cântat în fața prim-ministrului, deci eu sunt foarte mândră și apreciez faptul că ei au decis să colaboreze cu mine. Dar vreau să ne întoarcem puțin așa la începuturile tale cu muzica și să-mi spui cine te-a îndrumat și așa, cum ai ajuns la muzica rock? Am ajuns să cânt prin joacă, cred că toți învățăm mai înainte prin joacă. M-am jucat pe calculator mai exact și auzeam diferite melodii rock. Și am început să le fredonez și astfel tatăl meu, care este și aici, m-a îndrumat mereu și am început să înregistrez piese la Sandel Philip Studio, cu care am o colaborare foarte bună până în ziua de astăzi. Colaborăm de 6 ani. Piesele le învățam. La început, bineînțeles, nu eram atât de avansată, dar pe parcursul anilor am reușit să ajung la acest nivel. Piesele le învățam, mergeam cu ele la studio, le înregistram, iar apoi urma să postez un videoclip pe internet. Videoclipul era făcut împreună cu tatăl meu, întocmeam un scenariu, apoi mergeam în diferite locuri și le filmam. Da, deci tatăl tău, să spunem, este persoana care te ajută cel mai mult. L-am văzut și în videoclipul anterior, nu? Da. Și ai început direct cu muzica rock? La început nu eram chiar atât de înclinată spre rock, ascultam mai mult piese lirice. Însă, da, prima piesă a fost o piesă rock de la Kings și anume You Really Got Me. Tocmai că vorbeai despre rock, ce artiști îți plac din această muzică? Trupa mea preferată este Rammstein. Am și două piese de la ei, care le-am înregistrat. Și, în general, piese de metal, Bullet for My Valentine, Trivium, mai multe. Da. Uite, să știi că mie îmi plac fetele care fac ceva diferit. Da? Nu doar fustițe și rochițe și cântăm doar muzică ușoară. Și asta cred că te deosebește de celelalte fete. Spune-mi cum te văd prietenii, cum te văd rudele, că totuși este un gen de muzică care, uite, nu se prea cântă. Cum te văd profesorii? Da. Câțiva profesori știu de ceea ce fac eu și toți, și rudele și prietenii mă susțin. Unii dintre ei chiar au venit la câteva show-uri care le-am avut. Am participat în țară la diverse festivaluri, cum ar fi la Zilele Floreștiului. Primul oficial la care am participat a fost în 2008, la festivalul Potaisa, în Turda. Și de atunci am început să particip și la alte emisiuni, cum ar fi la NCN, la... Dar să nu mai dăm nume. Să nu dăm nume de alte televiziuni din Cluj, dar să menționez, ai participat la emisiunile Cu Tare și Cu Tare. Pe plan național ai fost la anumite concursuri, festivaluri? Am participat la câteva concursuri, însă n-am ajuns în etapele superioare. Din această cauză am decis să îmi postez bunca pe internet și astfel să încerc să mă fac promovată acolo. Diferiți oameni din alte țări mi-au promovat videoclipurile pe diferite site-uri. Și așa te cunosc oamenii și pe plan așa, mai internațional. Internațional, să zicem că sunt mai apreciat. Bun, da, tocmai pentru că faci ceva, zic eu, diferit de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, la ora actuală. Dar vreau să-mi spui, unde te vezi tu pe viitor? Continuăm cu muzica? Pe viitor m-am gândit să lucrez în domeniul mass media, iar dacă muzica mă va ajuta în această privință, voi fi foarte fericită. Însă, deocamdată vreau să termin liceul și voi vedea ce-mi rezervă viitorul. Însă, da, aș dori să merg și pe muzică. La liceu ce secție ești, ca să înțeleg? Filologie. Deci, mă rog, mass media ți s-ar potrivi. Dacă era la mate info, poate, hai că făcea așa o reprofilare de meserie.
Uite, vreau să te întreb, te-am văzut în videoclip cu cântând cu un band, faci acest lucru de obicei, cânti cu bandul la diferite evenimente sau cum se procedează? Cei pe care i-ați văzut sunt acei colaboratori de care vă vorbeam, însă din păcate ei sunt din țări destul de îndepărtate și doar acesta este modul în care putem colabora prin internet. Însă dacă cândva un producător va dori să lucreze cu noi, vom fi mai mult decât încântați. Bun, deci ei sunt cei cu care colaborezi acum, da. Sunt din sănătate, am înțeles. Dar te-ai gândit să-ți faci propria ta trupă aici în România? Nu știu, dacă până acum am cântat individual și dacă se va ivi ocazia să găsesc oameni potriviți, că cred că știți cât de greu este să formezi o trupă, trebuie să găsești oameni potriviți pentru asta și voi vedea în viitor. Să ne spui, te rog, Teodora, un lucru important despre tine, despre activitatea ta pe care cei de acasă merită neapărat să afle. Nu știu, ce ar trebui menționat la televizor să știe lumea, cei de acasă? În primul rând vreau să știe că sunt foarte fericită să mă aflu la dumneavoastră în emisiune și că îi apreciez pe toți care se uită la mine și care mă susțin și că voi aprecia orice altă invitație, da, de a cânta. Foarte frumos și oricum poți să urmărească toată activitatea ta pe internet. Este și un mod foarte bun de a te expune așa ca și artist și de a comunica mai bine cu cei care te admiră. Noi continuăm aici la Fresh Matinal, vedem rubrica Meteo și vom mai discuta cu Teodora.
Teodora, te rog să rămâi alături de noi aici, mai în centru, să te vadă și de acasă. Așa, pentru că s-a terminat și emisiunea din această dimineață, Fresh Matinal. Noi mulțumim că ai venit cu ceva inedit aici la Fresh Matinal. Nu uitați de concursurile. Mulțumim, Teodora, încă o dată, multă baftă în continuare. Și te așteptăm cu celelalte piese pe care le vei face pe viitor. Ne rog, la revedere! Hey, I wanna be a part.